Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Prima lună de vară se va încheia cu aspecte armonioase ale Soarelui, Mercurului și ale lui Saturn, când atenția și concentrarea celor mai mulți dintre noi vor crește semnificativ, iar lucrurile care au fost amânate pentru o perioadă nedeterminată vor începe brusc să se rezolve acesta este un moment minunat pentru planificarea pe termen lung pentru viitorul tău. O perioadă deosebită de favorabilă vine pentru afaceri. Aici vor ieși în prim plan personalități responsabile, stăpânite, uneori chiar dure, dar sunt capabile să organizeze procesele, să le controleze, dând dovadă de flexibilitate și manevrare. Va veni un moment bun pentru cei ocupați cu studiile? promovarea examenelor, obținerea certificatelor, unde seriozitatea, atenția și interesul sincer manifestat vor fi remarcate și foarte apreciate. Datele de la 26 iunie până la 30 iunie sunt favorabile pentru vizitarea instanțelor oficiale, găsirea de patron care să-și pună în aplicare ideile, în ceea ce privește călătoriile, mai ales pe distanțe lungi, Participarea la evenimente de masă, este mai bine să le eviți pe cât posibil. Sfaturile persoanelor în vârstă vor veni la îndemână, în special capricornului, leului și gemenilor. Aceste date sunt, de asemenea, favorabile pentru proceduri medicale de diagnosticare. Prin urmare, cei care intenționează să efectueze o examinare, să aibă grijă de sănătatea lor, pot începe în siguranță să facă aceste lucruri între 26 și, și 30 iunie. Momentul este favorabil sferei romantice, dar numai dacă cuplul este într-o relație serioasă sau este deja într-una organizată. Vă puteți planifica în siguranță viitorul împreună, de exemplu, organizați o logodnă sau începeți să organizați o nuntă. Dar cu lui Marte și Uranus, care va începe la sfârșitul lunii, va agrava crizele atât în relațiile existente, cât și în sfera romantică. Toate problemele până acum lente pot fi extrem de exacerbate. Prin urmare, mulți berbeci, scorpioni și vărsători vor trebui să-și controleze emoțiile foarte serios pentru a nu strica ceea ce este deja acolo și construit cu mare dificultate. În această perioadă, riscurile de rănire sunt, de asemenea, mari, mai ales atunci când intri în contact cu aparate electrice. Primul weekend de iulie va îmbunătăți situația, deoarece sextilul armonios al Soarelui și Jupiter va duce un sentiment de noroc, spirită bun și o dispoziție bună pentru majoritatea reprezentanților Cercului Zodiacal. Săgetători, pești și racii se vor bucura de noi surse de venit, cadouri și perspective profesionale. Conjuncția Soarelui și Mercur pe 2 iulie va adăuga optimism făcioarei, gemenilor și leului, succesul profesional îi așteaptă pe Taur, Balanță și Scorpion, acesta din urmă, cel mai probabil, se va cufunda în noi romana mețitoare, sănătatea se va îmbunătăți la aproape toți reprezentanții cercului zodiacal și chiar și bolile cronice complexe se vor retrage. Permițând majorității să ducă stilul de viață care este în prezent cel mai de dorit și de preferat. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!